de rog, tot cu am puțină treabă și dată. Povestea noastră începe acum 21 de ani, mai exact pe 15 septembrie, când ne-am cunoscut prima oară. Am fost colegi de general timp de 8 ani de zile, am fost chiar și colegi de bancă la un moment dat. Evident, nu a durat foarte mult, dar situațiile conflictuale s-au rezolvat fie pe hol, fie în curtea școlii la zăpadă. Noi eram firii foarte diferite, adică eu foarte serioasă, tot timpul trebuia să învăț lecțiile din clasă, iar el tot timpul avea altceva de făcut, ori mă ținea de vorbă, ori mă ciupea. A durat ce a durat această perioadă până când tot le povesteam părinții la casă și la un moment dat, după vreo 10 povestiri de genul, l-am trimis pe tati la școală. Ideea era că doamna noastră diriginte era chiar mama lui, care avea în dotare un indicator foarte serios. Exact. Și la un moment dat i-am zis tatei, când l-am văzut hotărât să iasă pe ușă, zic: tati, te duci la școală? Da. Vezi ce povestești, că totuși nu vreau să-l bată pe Alex. În general, pot spune că ne-am înțeles bine. Nu au fost conflicte majore. Mi-am dat seama că Loredana este o fată care îmi place cu adevărat și am mers mai departe până i-am cerut prietenia. Iar eu, bineînțeles, nu puteam să-mi ocup timpul cu părinții. Eu trebuia să învăț și i-am spus că nu am timp. Dar viața nu se știe niciodată ce ți rezervă. Din clasa 8-a, drumurile noastre s-au despărțit. Eu am mers la un liceu, el la altul. El a dat la o facultate, la Politehnică, eu la management. Întâmplător mi-am făcut și eu cont de Facebook și la ceva timp am văzut că Nedel cu Alexandru, fostul meu coleg, mi-a cerut cereri de prietenie. Normal că am acceptat, am început conversații ca și cum ne cunoșteam de o grămadă de timp. Au început discuții din ce în ce mai detaliate, apropiate. Am ieșit la o cafea, la un filme, am luat masa în oraș, ne-am povestit tot ce am făcut în acești ani în care drumurile noastre au fost separate și ușor, ușor ne-am apropiat. Loredana trebuia să meargă la un botez în București și nu avea încredere să conducă singură până acolo. Căutam un prilej să îi spun că îmi place de ea și o vreau alături de mine. I-am spus că, întâmplător, în ghilimele, am și eu drum în București și că pot să merg alături de ea să o încurajez. Bineînțeles că n-aveam nicio treabă în București, așa că am pierdut acea seară în mod onorabil. Precum o aforisită, l-am invitat sâmbăta la o cafea, la 8 dimineața, fix, dar cu specificația clară să nu cumva să întârzie, că eu am treabă apoi. Bineînțeles că a fost punctual. Am stat la povești. Ironia sorții e că după ce ne-am reîntâlnit în Slatina, după anii de facultate, anii de master, am stat la povești destul de mult și ne-am dat seama că de fapt în facultate noi am stat în același cartier în București, în Dita Mai București de Mare, vis-a-vis unul de altul. Dar atâta timp nu ne-am întâlnit deloc. Este cu siguranță ființa pe care o iubesc din tot sufletul și care vreau să fiu alături de ea
pentru totdeauna. La un moment dat, el tot mă vizita. După ceva vreme, mi-am dat seama că el totuși uita lucruri pe la mine. Azi un tricou, mâine o pereche de Adidas. Eu zice și el, mă, dar tu chiar nu observi? Eu m-am făcut că nu știu ce să observ. El zice, păi fă și mie loc în dulap, nu vezi că nu am loc unde să le înșep prin casă. Până la urmă ne-am mutat împreună. Cum am cerut-o în căsătorie? Alex a participat la un concurs de overclocking, a câștigat și finala a avut loc la Moscova. Tot în aceeași perioadă a fost și ziua de naștere a Loredanei și acesta a fost un prilej deosebit pentru a face ceea ce vreau să fac de mai mult timp, dar nu găseam o ocazie specială. Am plecat la Moscova, l-am susținut, a câștigat, am mers să sărbătorim și la un moment dat, pe 28 noiembrie, trebuia să revenim în țară. Iar pe 27 noiembrie s-a petrecut marea întrebare și normal răspunsul afirmativ. A fost foarte emoționată, de fapt amândoi am fost foarte emoționați, dar am izbunit în râs amândoi, deoarece a trebuit să ajungem tocmai până în Moscova ca să o cer în căsătorie. Am avut inelul ascuns timp de 3 zile în geacă și a trebuit să stau tot timpul cu ochii foarte atent la ea. Ce are omul ăsta cu geaca? Zic, ți-e frig, ține-o pe tine! Eu m-am așezat pe geacă, am aruncat geacă, am dus-o la vestiar, nici de cum n-am avut o grijă exagerată. În momentul în care am văzut că el scoate inelul din geacă, mi-am dat seama, wow, ce moment teribil, ce putea să se întâmple, de fapt. Dumnezeu face ca oamenii apropiați sufletește să se reîntâlnească la un moment dat în viață. În momentul în care am început să ieșim împreună, mi-am dat seama că Alex a schimbat foarte mult, a evoluat foarte mult. Este o persoană foarte comunicativă, ceea ce pe mine m-a atras foarte mult la el. Și am observat că este o persoană foarte grijulie și este foarte iubitor. Eu sufăr de atenție tot timpul, iar el mi-o acordă din plin. Mi-am dat seama că Loredana este o persoană deosebită, este o persoană foarte sinceră, extrem de atentă, foarte iubitoare și cred cu tărie că este persoana care vreau să-mi fie alături pentru toată viața și vom avea împreună o familie minunată. Mamă, tată, vă mulțumim foarte mult pentru tot ce ați făcut pentru noi până acum. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă iubim foarte mult. Eu, în primul rând, vreau să mulțumesc mai multor persoane. Vreau să le mulțumesc lui fratele meu și lui Mădălinei, pentru că au fost foarte aproape de noi și ne-au ajutat cu multe sfaturi și ajutor ca și fapte. Să le mulțumim nașilor pentru că sunt niște oameni deosebiți și ne bucurăm foarte mult că i-am întâlnit și suntem apropiați. Le mulțumim tuturor prietenilor care au făcut eforturi și au reușit să ajungă la acest eveniment. Nu dau nume pentru că de emoție o să uit pe cineva. Prietenilor care se simt prietenii noștri. Mami, tati, vă mulțumesc din suflet că sunteți părinții mei. Sunteți niște oameni deosebiți. Vă mulțumesc pentru tot ce mi-ați acordat în această viață, o copilărie minunată, de neuitat, un ajutor necondiționat și vă mulțumesc pentru că m-ați făcut să fiu un om minunat.
Și m-ați iubit și m-ați învățat să iubesc la rândul meu. Vă iubesc nespus de mult! Dar sunt convins că o să tai unele secvențe și acolo când ne bătem o să... Ești o furisită! Pff. Eu sunt convins! Dă-i la palmă, te rog! Loredana este o fire foarte sensibilă, foarte bine apucă de... Mamă, cine o dă duși în bocet acum, nu te bucui! Pune-și tu! Doamne, bine! Poți să spui de la partea aia cu mami, tati, nu?